Bă, băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun că dacă vreți să cumpărați sau să vindeți conturi de Steam, o puteți face pe site-ul din descriere. Primul link din descriere este steamaccounts.us, un site unde puteți să vă vindeți contul de Steam sau puteți să cumpărați alte conturi de Steam puse la vânzare. Aveți link în descriere. Salutare, bă, băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod dintr-o nouă serie de cheating aici alături de Sky. Zici și tu ceva, frate? Salutare, băieți. Salutare, bă, băieți. De data aceasta jucăm cu cheaturi pe Among Us. Cum se putea să nu devină un joc popular și să nu vină Raul 2K alături de Sky aici cu cheaturile, să vă prezinte vouă cheaturi. A făcut și Sky, aveți canalul lui în descriere, by the way, a făcut și Sky acum câteva zile o prezentare la acest cheat și am să o fac și eu, să-mi zic și o părere. Este al doilea meci pe care o să-l joc cu cheat-ul, dar în primul meci n-am făcut mare lucru, doar ne-am găsit direct impostorul și am dat acolo, i-am dat report. Bă, fraților, hai să strângem la acest episod măcar 1500 de like-uri dacă mai vreți să continuăm această serie. Să vă abonați acolo și la Sky și la mine, desigur, și găsește meci fratele Sky. Hai să vă prezint și cheat-ul în timp ce găsește Sky un meci. Este un cheat external, aveți link de download în descriere, desigur. Ce avem aici? Avem mai multe chestii. Din păcate, nu toate funcțiile merg, unele vă dau credit sau chestii de astea, dar o să vă explic așa, în mare, cam ce face acest cheat. Și o să mă ajute și Sky aici, pentru că e prima dată când folosesc cheat-ul și nu știu așa de multe chestii. Dar aici la Vision, ăsta Vision e ca un fel de wallhack. Adică, puteți să vedeți impostorul, cine este impostorul. De exemplu, dacă voi nu sunteți impostori și nu știți cine e impostorul, activați funcția asta și deja vedeți impostorul. Supervision, asta este pur și simplu numai umbra aia. Și la impostor mi se pare că ai gen, nu poți să vezi toată harta luminoasă. Ai acolo unde nu e lumină, se vede așa cu umbră. Supervisionul ăsta vă ajută să vedeți toată harta ca și cum ar fi lumină. See Ghost, deja cred că știți ce înseamnă chestia asta, să vedeți, să-i vedeți pe băieții care au ieșit afară din navă și sunt fantome. Și See Ghost Chat, probabil că puteți să vedeți chatul ghosturilor. Ce vorbesc ei, da. Da, ce vorbesc ei, exact. Wallhack-ul, ce înseamnă wallhack aici, frate? Ia zi-ne, vedem pe toți prin pereți? Da. Adică când au distanță mai mare, normal nu poți să-i vezi, cu această chestie activată poți să-i vezi. Supervision ăla vei vedea mai bine. Exact, da. Păi nu, că supervision ăla te ajută să vezi luminos, gen. Da. Unlock item și astea nu l-am testat. Încă infinite vote kick, infinite kick vote, probabil că, de exemplu, dacă găsești un impostor, poți să-i dai de 100 de ori vote și e pa, chiar dacă toată lumea te botează pe tine. Fast chat-ul ăsta, nu știu ce exact, și aici. Astea chestii mai mult client side, adică impostor ți arată că omori impostorul, gen, tu poți să nu fii impostor și poți să omori impostorul, numai că e client side, doar tu vezi chestia asta și din păcate nu te prea ajută. Kill cooldown-ul ăsta, cred că chiar merge kill cooldown-ul, sau să-l testăm în meciul ăsta. Da, kill cooldown-ul merge, apare și o să-i dăm și on. Dacă ești impostor, nu mai ai cooldown-ul ăla de 30 de secunde între kill-uri, poți să omori de câte ori vei tu. Dacă sunt 3 oameni lângă tine, ai dat de 3 ori acolo kill și ai omorât pe toți 3. Ignore walls ăsta, da, o să o activez, desigur, cred că nu am activat, să mor tu, da, o să o activez din nou. Ignore walls ăsta e pur și simplu, poți să treci prin pereți și chestii de astea. Infinite sabotage, când ești impostor și vrei să le sabotezi acolo baza băieților, mă rog, să le sabotezi nava. Dai continuu, zic, nu mai ai nicio șansă. Exact, nu mai au nicio șansă băieții. Pleacă de acolo, au reparat nava, direct bam, încă o dată se strică nava. Și o să vedeți mai mult în timp ce jucăm, mai dă niște aici un invite, că ai dă niște un cod. Dacă e, zic și eu așa, un cod de la ar merita să ne dai, zic și eu, nu? OXQ. OXQ. Am intrat, frate, gata. Sunt aici alături de tine, opa, am pornit cheat-ul din nou, bă, băieți. Care ești? Nu merge, the game you tried to join is full. Mai încerc o dată, NLN. Nu, e full. Ba nu, e 9 din 10, probabil ai NLN, NXQ. Nu, OXQ. A. NLN, OXQ. OXQ. Gata, mă, m-a băgat, bă, băieți, aici suntem în meci în direct alături de Skype, bă, că aici. Bă, ce-i cu speed-ul ăsta, bă? Așa e pus de... Bă, player, speed 1, man. Cine ai mă să stai direct? Da, dar nu-mi place. Păi să se mai câștigăm meciul. Nu. No. Bine, hai să vedem cine e impostorul. Bă, vezi că dacă eu o zic, dar tu nu le zici. Ești impostorul cu aia. Dar, băi, dar nu mă votezi, nu mă votezi pe mine, Sky, adevărat, nu mă votezi, nu mă votezi. Ia să vedem. Hai să facem troll împreună, votăm. Stai că vine Cârnăciurul. Hai Cârnăciurule, hai. Bagă-te aici, am vent cu mine. Poți să te bagi și tu în vent cu aia. Nu. Hai să vezi ce omor. Păi, hai să văd, am cooldown-ul ăla dezactivat, să pot să-i omor. Stați să vedem, bă, băieți, dacă merge chestia asta. Chiar sunt curios de și super curios de chestia asta. Kill cooldown-ul. Ho ho ho. Prefate că faci task-uri. Nu mă prefac, că intru în ei direct și omor. A, da. Ce dracu, eu sper ăsta așa. Ia uite, îl pun aici, bam, kill, l-am omorât pe unul. Nu, că l-am omorât, dar nu m-a văzut nimeni. Intră în pereți după, poți intri în pereți. Da. Am omorât pe al doilea. Bă, chiar merge chestia asta cu cooldown-ul, du-te, dracu. Ce tare, bă. Du-te, dracu, că e genială.
Și acum poți da report să fie self-report, știi? Nu, 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 ce-am făcut? Doamne, ce prost. Stai că vreau să-l omor pe ăsta. Gata, ai mor și ăsta și dau self-report. Report. Ia mă mără pe trei cu aia, n-ai cum. N-ai cum. Ce faci? Hai să facem cu aia sau cine facem în vină. Cică dang, red got me. Ce mă, cum adică red got me? Ai, eu văd și ăla, dar nu mă, prostule, de atât ai ghost chat-ul, bă, ai ghost chat-ul. Da, hai să vedem. Și tu îi răspunzi. Blue is being sus. Îl votez pe bra. No, bro, trust me. No, bro. I saw you vent. Ce mă? I have a med bay if you guys wanna see after voting also where. Uite ce a scris. Ok, skip. Uite ce am zis skip eu. Skip vote. Ce? Ce-o ți-a zis ăla? I have a... Ce bug? Ok, nu, skip. Nu, eu am zis ca să mă voteze pe mine, gen, înțelegi? Cine? Hai să vedem. Cine a fost dat? Ah, nimeni. Cred că au dat vote da, skip, nu? Da, ok. Ok, bă, băieți, hai să vedem acum a doua rundă. Poți să dai în bază acum repede la. Nu, 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 nu le dau la. Hai că să nu fim nesimțiți acum, Sky, să nu exagerăm cu nesimțirea. Cine vine cărnăciorul cu cărnăciorul? Da, ia, tu mă vezi dacă intru aici, bă. Da, 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 te văd. Nu, ia intră tu, ia intră tu. Eu acum am dezactivată chestia aia, intră tu. Intră. Cum să nu te lase, mă? Vezi că se cu ignore walls și nu merge. Nu are cum să o ai să nu te lase, mă, ce ai? Ce vorbești? Ia vezi. Da, 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 eu te ia, stai să mi dezactivez supervision-ul. Nu, vezi că poți să pleci în afara mapei, încolo. Știu, man, aia fac. Hai să vedem pe bruh ăsta. Bam 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 kill. Ok. Bam 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 bam. Cărnăciorul pe tine te las în pace. Live donat ăsta. Kill bam, te-ai dus, futu-te în gură. Easy win. Easy win, băi, du-te dracu, e prea șmecher. Și dai cum să pierzi ca impostor, bă, dacă aveți cituza, n-aveți cum să pierdeți ca impostor cu aia. N-aveți, exact. Imposibil. Ok, hai să dăm exit game pentru că nu mai vreau să joc așa că deja mi-e așa. Îți dau seama, da. Da, îți dau seama. Găsește alt cod, frate. Bă, băieți, deci n-aveți cum să nu vă distrați pe Among Us cu codul ăsta. E genial, mă, frate. Și da, hai să zicem 1500 de like-uri și poate să facem videoclipul cu troll, nu știu, gen o să joc cu niște prieteni și o să-i trolez sau chestia asta. Cum ai zis? 8IC? Nu, OIC. OIC. NTQ. NTQ, gata, am intrat, frate. Sau nu știu, puteți să vă trolați și voi, prieteni, bine, eu nu prea fac chestii de astea, adică eu acum vă prezint vouă cheat-uri și probabil o să joc episoade, dar eu când joc cu prietenii, oricum joc legit și by the way, probabil că în următorul episod, dacă o să vă placă de mult, destul de mult seria asta de Among Us și sunteți și voi aici printre oamenii mei, abonații care omoresc jucători de Among Us, putem să, nu știu, să-mi dați, nu știu, dați-mi de acum de la episodul ăsta, dați-mi link-urile, deci link-ul direct, nu nume, link-ul de la profilul vostru de Steam, eu o să vă adaug și dacă vreți ne băgăm la un om, la un Among Us așa seara, știi, joc cu abonați, chestii vine și Sky, jucăm legit, gen, fără ex, să ne distrăm așa. Am uitat să vă zic, nu știu dacă știi Raul, dar poți să-ți iei free Among Us-ul. Da, Among Us-ul e free, o să vă fac și un tutorial la chestia asta, probabil dacă vreți neapărat. Crewmate, hai să vedem cine e impostorul, there is one impostor Among Us, uite-l, am jurut de ăla. Hai să dăm vila pe el, nu, 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 așteaptă, bași butonul să-i dăm? Nu, hai să nu fim nesimțiți chiar așa repede. Hai că nu suntem, nu suntem nesimțiți, vină încoa, vină încoa. Să nu fim chiar așa, să nu fim. Dacă vedeți pe noi ne băgăm wall-ul și intrăm în pereți, știi? Zici tu bine. Hai să vedem. Hai să, ia că eu fac task-urile cu aia. Și eu. Use? Să vezi că-mi dau ăștia kick acum, futu-i în gură, că am mai pățit să nu fiu impostor și să-mi dea kick cu aia. Ok, hai mă, ce n-am făcut? Ce n-am unit? Galben? Emergency mid. Cine a dat? Hai să dăm vina pe yellow. Yellow is being sus. I saw him on cameras. He... go to name. Cum îl cheamă pe ăla? Agreed. Agreed. Hai, ești de acord cu mine. Jurude. Dai, hai să-i dăm, hai să-i dăm, hai să-i dăm. Dă-i, votează-l, votează-l. Bă, dă-te. Bă, câștigi meciurile și ca impostor și... Bă, să vezi că-mi dau ăștia kick mie, că mă piși pe ei. Cum mă cheamă pe mine? Raul 2K. Bă, dacă-mi dau ăștia kick, s-a terminat. Cine n-a votat? A, James n-a votat. Hai mă, James. Ce? Săracul, îi dăm chiar. Mamă, l-au terminat. L-au terminat. Coaie. Girul ăsta e impostor, bă, n-ai cum ești, bă, dar aia zic, e prea opecitul ăsta, bă, hai că în CS, dacă ești praf, da, nu poți, aia ieșim din ăsta, dă-mi alcot, că degeaba jucăm în același meci, că na, și-au dat seama că e ceva neregulă, știi? Bă, dar n-ai cum, uite, pe CS poți să fii și slab, bă, e. Bătâi. Nu, vătâi, a, e full, stai. Zi, altul. Stai, 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 caut. Hai zi aici, frate. Să auzi mai jos. HVY. HVY. Da, JYQ. JYQ.
Ok, hai să vă zic, bă, băieți, unde rămăsese? Mamă, 8 player doar, asta e cu un impostor, cu de-alea, cu șmecherii. Deci, uite, în CS, de exemplu, degeaba ai tu cheat dacă ești praf, că și cu cheat umori, adică na. Bă, dar pe Among Us e prea OP. Deci ăsta cred că e cel mai OP hack de vreun joc pe care l-am găsit. Adică, uite, la jocurile gen CS, Call of Duty sau pe cea mai jucate cu cheat-uri, îți trebuie și un pic de skill, știi, nu poți să... E mișto că nu prea sunt codați aici și ai șanse foarte mari. Exact, nu scodați, acum după ce face Raul 2 ca video, fii tu sigur că o să fie prea mult scodați. Nu s-a jucat nimeni pe Europa. Fii tu sigur că pe Europa bye bye. Bă, dar și noi jucăm pe North America, avem ping 400, să-mi bat picioarele, bă, nu se poate, Sky. Da. Deci fără mișto că nu se poate. Bă, dar e prea OP, nu știu, așa, să-mi bat picioarele, mă, așa, cheat OP n-am mai găsit în viața mea. Și sper să vă placă, dacă suntem 1500 de like-uri la acest episod, o să facem în continuare Among Us cheating și poate și pe alte jocuri care o să devină populare. Cum am făcut pe Valorant, adică și pe Valorant, după două luni, după ce a apărut un beta direct Raul 2 ca cu citurile trăiția, nu s-a putut să nu. Iarăși eu impostorul, Doamne. Iarăși eu impostorul, da. Hai. Hai să vedem aici, să-i omorâm pe băieți. Și am scos și cooldown-ul, adică uite, puteam să-i omor pe toți din bază, numai că nu vreau să fiu chiar așa de obvious. Bine, voi dacă vreți să câștigați neapărat, dar n-are niciun farme, că până la urmă jocul nu-i pe rank, nu-i pe nimic, știi? Deci n-are rost. Dar e da. Fain așa să trolezi, să-i enervezi pe da, băieți. Deci că nu are anticid în loc. Exact, băi, cred și eu că n-are anticid cu aia trăiți iar, adică na. Dar oricum, gen, pe jocul ăsta eu cred că e mai mult făcut să joci cu prietenii să-l omorâm pe Jobo ăsta. Da, adică l-am omorât pe Jobo. Ok, report. Unde l-am găsit? În storage. Ok, i-am dat report. Hai să zicem cui found e, him hai să dăm pe yes. In storage. Hai pe ori. Storage. Hai să dăm vina pe cineva. Storage. Pe cine dăm vina? Pe yes? Nu știu ce să zic. Spune că I saw orange. I saw orange. Ce mi-am luat kick? Bă, a picat serverul. Cred că a picat serverul. Da, alcool. Hai că mai băgăm încă un match. Hai că mai băgăm încă un match. Dă un cod. OGK. TTQ. Numai cu TTQ sunt toate trăiți, iar familia nu se poate. Gata, așa. Perfect, 10 din 10, hai să dăm. Hai mă, că asta o să fie fain meciul, dar să fiu eu, vreau să fiu impostor eu. Ăsta e visul meu, să fiu impostor eu, frate. Iar speed 1.25, jute mă. Nu-mi place așa de rapid, parcă unul e cel mai fain. Asta e prea rapid, frate, prea rapid. Mamă, ia să vedem, cine e impostorul, cine e impostorul, cine e? Cine e? Crewmate, tu ești impostorul? Nu. Tu n-ai fost deloc până acum așa, nu? Uite-l pe hunță ăla, e el impostorul. Poți să-mi dau ventoare cu cheat-ul ăsta? Hai că pot. Dar pot să merg prin pereți, băieți. Ha, și am ajuns aici să facem task-ul. Hai să facem repede task-ul. Sper să nu mă prindă să mă omoare. Ar fi chiar dubios să mă omoare fix pe mine care-s codat. Asta nu-i codat, nu? Nu? Bă, dar de ce iar nu mai văd? Stați subie, bă, băieți, că s-a întâmplat o schemă. Supervision. See impostor, see go, chat, așa, ia să vedem, s-a activat schema, gata, mă, nu s-a activat, dead body reported. Hai să dăm vina pe ăla, hai să dăm vina pe ăla. Where, tu l-ai găsit pe ăla? Nu, dar dăm vina pe ăla, pe da. Where, așa nici nu zic, where, ăsta direct votat, it's pink. Pink, spune și tu, it's pink. Yes, I think it's pink, I saw pink too. Hai, dai pe ping, dai pe ping, votează-l pe ping, frate, votează-l. Mamă, iar îl scoatem, nu se poate, mă, dar e... Băi, dai cum, e prea OP. Ia să vedem. Dacă m-au votat pe mine... No, du-te, du-te, mă, de aici. Mamă, s-a dus din primul. Bă, a dat skip? Nu. La... Gata, s-a dus, sărac. Ăsta e impostor, du-te, mă, băi, e prea OP, bă, băieți. Bă, fraților, o să încheiem aici acest episod. Ăsta a fost așa, mai mult un episod de test. Hai să dăm aici quit. A fost mai mult un episod de test pentru că nici eu nu știam cum e acest, ci, dar o să mai joc așa un pic off-camera cu el. Și o să revenim cu mai multe episoade dacă vreți să mai vedeți troll-uri de astea sau chestia asta super catenică. Mie mi se pare super catenică troll-urile astea, adică să știi 100% cine e impostorul și să dai vina așa pe el, să dai argumente fake, nu știu, mi se pare super șmecheră chestia asta. Bă, fraților, hai să strângem 1500 de like-uri la acest episod, acolo frate un subscribe și la Sky să facă și el 10.000 de abonați deceniul acesta. Ce urât. Bă, glumesc, bă, hai, dacă nu face Sky până mâine 100.000 de ăsta, 10.000 de abonați. Mă, nu știu, mănânc pufuleți stricați. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Salut! By the way, aveți link-ul de download de la cit în descriere, să nu uitați chestia asta, sper că știți deja.